Bine v-a regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, rubrica Noutăți editoriale, vorbim despre un proiect, despre două cărți publicate în colecția Parentaj a editurii Herald. Autoarea Isolina Ricci a publicat în colecția Parentaj două titluri, Acasă la mama, acasă la tata, cartea pentru părinți, și Acasă la mami, acasă la tati, cartea copiilor, cum să te simți acasă într-un cămin sau în două. Aceste proiecte ale autoarei Isolina Ricci, atât Acasă la mami, acasă la tati, dar și Acasă la mama, acasă la tata, cele două cărți dedicate pe de o parte părinților despărțiți, divorțați sau recăsătoriți, care își doresc să construiască două case primitoare pentru copilul lor, iar cea de-a doua carte, practic o continuare a primei cărți, deci în cadrul acestui proiect, un manual de reală inspirație pentru copiii care trec prin momente grele, prin momente dificile în viața de familie și își propune să reducă cumva efectele traumatice pe care separarea, divorțul părinților sau poate chiar o nouă căsătorie le provoacă de regulă celor mici. Alături de noi este astăzi Gabriela Deniz, psihoterapeut, coordonator al colecției Parentaj. Ce înseamnă de fapt sau cu ce vine ca noutate în zona, în domeniul parentajului, Isolina Ricci și felul în care copiii reușesc să treacă mai ușor peste această problemă a separării sau a divorțului, pentru că, din câte știm noi și probabil că am mai atins pe aici pe acolo acest subiect, unii copii au tendința de a dezvolta un soi de autovinovăție, autoblamare în momentul în care părinții se despart. Sunt copii care consideră că este vina lor pentru faptul că părinții nu se înțeleg. Părinții au ajuns în impas, probabil că părinții se cert, țipă unul la celălalt, copiii sunt părtași la această atmosferă ostilă și la aceste evenimente nedorite și atunci cumva copilul se simte cumva și alienat și însingurat, se simte și vinovat. Și atunci cum gestionăm prin intermediul acestor două cărți, acestor două manuale, le putem spune, în așa fel încât să le explicăm clar, concis copiilor cum stă treaba și că de fapt nu este un capăt de țară, probabil nici separarea, nici faptul că weekendul acesta eu merg acasă la mami, weekendul viitor poate merg acasă la tati, poate în viața lui mami sau în viața lui tati apare un bărbat, respectiv o femeie și cred că ăsta este un moment iarăși destul de, n-aș spune dificil, dar oarecum, nu foarte ușor Delicat. de delicat, nu foarte ușor de digerat și de gestionat de către copil, în momentul în care copilul, în funcție de vârsta lui, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 ani, el a fost obișnuit să-și vadă părinții tot timpul împreună. Aș numi ghiduri mai degrabă decât manuale cele două cărți. Unul este într-adevăr dedicat părinților, acasă la mama, acasă la tata, pentru a-i îndruma pe părinți cum să pună problema în cazul unui divorț, astfel încât, dincolo de conflictul care s-a născut între ei, dincolo de problemele pe care nu au reușit să-și le rezolve împreună, dincolo de relația care se destramă, ei să rămână părinți, pentru că ei nu divorțează de copil, ei divorțează între ei. Iar poate că ce-și dorește fiecare părinte cel mai mult este să poată să-i ofere în continuare copilului siguranță și sentimentul că orice s-ar întâmpla, el este acolo pentru copilul lui. Vorbim despre acei părinți care reușesc să iasă din relație într-un mod decent, dar vorbim și de părinți care, în urma conflictului, nu au putut pur și simplu să-și mai gestioneze comunicarea și probabil că au recurs la metode
mai puțin ortodoxe de a-și gestiona divorțul. Poate că au ieșit acolo scântei, au ieșit multe probleme, acuzații, învinuiri și acei oameni poate nu mai vor să se întâlnească, nu mai vor să discute, nu mai vor să comunice, nu mai vor să aibă o relație în sine. Însă în această carte se explică foarte frumos, pas cu pas, cum putem apela la un mediator, cum putem apela la un al treilea, un prieten, cum putem noi înșine să negociem o relație în care rolul de părinte și rolul de soț-soție se diferențiază, se separă și avem acum de a face cu obiectivul comun de a păstra o casă pentru copilul nostru, o casă în siguranță, chiar dacă vorbim de două cămine. Fiindcă, da, nu mai locuim în aceeași casă, nu mai stăm împreună, nu mai împărțim lucruri unul cu celălalt, dar putem în continuare să avem un copil care să știe că fie că vine la mama acasă, fie că vine la tata acasă, el are acolo o familie. Fiindcă familia nu înseamnă doar mama, tata și copilul sau mama, tata și copiii. Și o familie înseamnă și eu mama și copilul și eu tata și copilul. Și acest copil poate în continuare să se simtă în siguranță, poate să simtă că acasă la tata e la fel ca acasă la mama și el poate să spună tuturor când este întrebat cum ești tu, unde locuiești tu sau ce faci tu, eu locuiesc și la mama și la tata, eu am două cămine. Eu mă duc și la mama, este casa mea și acolo am locul meu, am camera mea, am obiectele mele personale, jucăriile mele. Dar când merg la tata, stă în aceeași situație, eu nu merg în tata, la tata în vizită, de exemplu. Și acest ghid încearcă să-i facă pe părinți conștienți de faptul că copiilor au această nevoie de a nu merge în vizită la mama sau la tata, ci de a se simți parte din familie, a simți că ei aparțin acolo, că ale locul lor. Uite, poate chiar sunt mai norocos, am două case. Două case unde mă simt în siguranță, două case unde sunt la fel de bine primit, unde sunt îndrumat, două case unde sunt iubit. Și chiar dacă părintele se recăsătorește, copilul este introdus pas cu pas în această nouă, copilul, scuze, este introdus pas cu pas în această nouă familie, pentru că el știe că noul cămin, noua familie care se formează nu este o familie străină, ci este familia lui în care mai intră o persoană. Nu el este introdus în această nouă familie, ci cea de-a treia persoană este introdusă în această nouă familie, pentru că el a continuat să aibă o familie și cu mama și o familie și cu tată. Și cu bunicii, părinții, părinților, familia extinsă a părinților, ei continuă să aibă această relație. Și această carte îi îndrumă foarte frumos pe părinți în această direcție. Chiar dacă voi nu vreți să păstrați o relație între voi, puteți totuși să-i oferiți în continuare copilului o familie. Fiecare de partea lui. Haideți să stabilim reguli, haideți să negociem, haideți să stăm de vorbă pentru copilul nostru și să nu-l punem pe copil la mijloc să transmită mesaje între noi, ci să facem în așa fel. Cu mai nou am auzit o expresie interesantă, copilul ca monedă de schimb între părinți. Și într-adevăr, ceea ce spui tu este foarte util pentru părinți, pentru aceste familii, hai să le numim monoparentale, într-o oarecare măsură. Și este un ideal, din punctul meu de vedere, o părere pur personală, este un deziderat mai degrabă, pentru că încerc să-mi imaginez, mintea lucrează în timp ce te ascultam și încerc să vizualizez deja situații, știi? Pare foarte dificil să-ți imaginezi cum ai putea să ieși dintr-un conflict în care, nu știu, te-ai luptat și cu pumni și cu dinții și cu și să ajungi totuși să crești în continuare copilul acela împreună cu acea persoană pe care nici măcar nu vrei să o mai vezi. Dar tocmai despre asta e vorba, tu nu trebuie să o vezi. Poate că da, o vezi 10 minute cât îi predai copilul la ușă, dar copilul
are nevoie să vadă acea persoană, pentru că acela este tatăl sau mama lui. Da, până la urmă vorbim de educație și exact ce ai spus și tu, mi s-ar părea o lipsă de educație din partea unui părinte să vină, aoleu, sunt obligat să-l văd sau să o văd, cum spuneai tu, 10 minute. Repet, iarăși mi se pare, părerea mea, o lipsă de, adică nu poți nicio relație, oricât de mult rău consider că ți-a făcut celălalt, să ajungi să nu mai îl suporți în așa fel încât să nu ai o atitudine civilizată, o atitudine educată, care tu ține de o suporți, ok, e treaba ta, o igienă relațională. Da, el trebuie să vadă. Are nevoie de celălalt ca mine. Și copilul trebuie să vadă, copilul trebuie să vadă până la urmă pe fețele celor doi părinți aceste situații. Și trebuie să vadă niște zâmbete. Nu niște uitături dușmănoase. Poate că nu sunt zâmbete, dar cu siguranță sunt soluții. Măcar, cu siguranță da, sunt soluții. Măcar... Ceea ce ne învață Isolina Ricci este cum să punem limite, care sunt drepturile noastre, cum să punem limite în aceste relații, chiar și în relațiile abuzive. Cum să punem limite atâta timp cât nu vorbim despre abuz asupra copilului, bineînțeles, și nu vorbim despre abuzuri fizice, abuzuri grave. Emoționale, de limbaj. Vorbim aici pur și simplu de oameni cărora totuși justiția le încredințează copiii, pentru că ei în continuare sunt părinți care pot să-și crească copiii. Vorbim de custodie comună și știm din foarte multe exemple că și în cazul custodiei comune, părinții în continuare au foarte multe probleme între ei. În schimb, nu înseamnă că nu-și pot aranja în așa fel viața, încât să-i facă loc copilului în viața lor, să-i facă timp, să-i facă spațiu, astfel încât copilul ăla să simtă că are o a doua casă, și casa în care merge în vizită e de fapt tot locul lui și tot casa lui. Și prea adesea copiii simt că se duc la părintele care are perioada de vizită mai... perioada care are dreptul de vizită, să spunem așa, și nu. Copiii simt că merg acolo în vizită, că nu sunt de acolo, că sunt străini și trebuie să se adapteze la ce găsesc acolo în mediul respectiv. Poate că acea persoană, mama sau tata, se recăsătorește și copilul efectiv simte că merge în vizită și e un străin acolo. Da, uite, fii atentă. Apropo de situațiile pe care mi le imaginam, ce pomeneam puțin mai devreme. Imaginează-ți că copilul stă cu mama în casa tradițională, hai să o numim. Când spun casa tradițională, este casa în care copilul s-a născut și a crescut împreună cu părinții, poate și cu bunicii. De multe ori este vândută, să știi, de multe ori este vândută pentru că casa aparține ambilor părinți. Și atunci trebuie... Da, sunt situații în care este într-adevăr vândută, dar sunt și situații în care unul dintre părinți, da, de regulă, sau, da, de regulă mama, rămâne în casă, de regulă, da, să spun, iar tatăl este cel care pleacă, că își cumpără un apartament sau o garsonieră sau că și-o închiriază. Asta cred că contează mult mai puțin, sunt detalii juridice. Și cumva apare o femeie în viața tatălui și îți dai seama că copilul pleacă din habitatul lui, din spațiul locativ, din casa în care el a trăit, a mâncat, s-a jucat, a mers la grădiniță, la școală, la, eu știu, depinde de vârsta copilului, în care toate activitățile a făcut împreună cu cei doi părinți, în casa respectivă, care copilului este foarte familiară, rămâne cu mama. Și el se duce într-o altă casă, da, unde nu numai că nu cunoaște spațiul locativ respectiv, dar mai apare poate și o terță persoană. Și atunci copilului cred că îi trebuie o perioadă de, să spunem, de procesare și de digerare, că sunt niște informații noi pentru el. Trebuie făcut niște pași. Pași, în primul exact, rând. Și despre exact. Pașii ăștia ne vorbește Isolina Ricci și ne vorbește în ambele cărți, și în Acasă la mamă și Acasă la tata, dar și în Acasă la mami și Acasă la tati, care este ghidul dedicat copiilor, unde împreună cu un părinte, dacă copilul este, nu știu, încă mic, nu ne adresăm unor copii foarte, foarte mici cu această carte, ne adresăm unor copii care înțeleg deja aceste idei, aceste concepte de separare, de divorț, de... Și
Și la fel de bine cred că, Această nu știu carte dacă poate ne fi adresăm. citită cu unul dintre părinți sau cu amândoi și se explică foarte frumos copilului, în primul rând, care sunt drepturile lui, iar el are dreptul să nu fie folosit de părinți. Și Exact. astea sunt lucruri pe care poate că le citește părintele copilului și le înțelege mai mult părintele, dar e bine să le înțeleagă, fiindcă copilul care este pus la mijloc între mama și tata, copilul care vede tot timpul conflictul dintre ei, nu se va simți niciodată valoros, în siguranță, iubit pentru că există. Nu va avea acele condiții fără de care el nu se poate dezvolta normal și să-și dobândească sentimentul acela de împlinire personală și de fericire în viață. Prima de Pentru că sine. acestea sunt condițiile de bază. Avem nevoie să fim iubiți necondiționat. Avem nevoie să fim văzuți. Avem nevoie să ne simțim valoroși. Să simțim că ceilalți au încredere în noi și noi să simțim că suntem în siguranță și avem încredere. Când suntem trimiși de la unul la altul cu mesaje, când unul învinovățește pe celălalt, când unul șantajează pe celălalt emoțional, când, exact cum spuneai, copilul este moneda de schimb, eu îi spun soțului, fostului, soț, dacă nu faci asta, nu mai vezi copilul, nu ți-l mai dau la vis, sau eu știu ce... Te dau iar în judecată, ne omorâm pentru, nu știu, un cartof și trei mașini, haide, le facem din nou partaj, facem nu știu ce, ne judecăm toată viața pentru copil, pentru eu mai știu ce mai apare în pensie alimentară. Și, da, și copilul este pus la mijloc și trimis dintr-o parte într-alta cu mesajele astea. N-ai cum să te aștepți ca acel copil să fie fericit și să se simtă în siguranță lângă tine, tu care îi spui, uite, eu sunt părintele tău bun, eu am grijă de tine, eu fac totul pentru tine, uite câte jucării îți cumpăr. Sau... Nu contează pentru el, nu se simte niciodată în siguranță lângă tine dacă tu îl folosești în modul ăsta. El nu se simte niciodată în siguranță, chiar dacă tu îi spui cât de mult îl iubești și arăți cât de mult îl iubești, atunci când îi spui, nenorocitul ăla care uite ce ne-a făcut, el nu se simte în siguranță lângă tine. Toată agresivitatea ta, toată furia ta. El simte că sunt acolo și pentru el, nu numai doar pentru nenorocitul celălalt, pentru că el aparține și nenorocitului celuilalt. El iubește nenorocitul ăla, știi? Sau nenorocita aia care ne-a făcut nu știu ce. El iubește și pe mama și pe tată. Și asta nu trebuie să uităm nicio clipă. Atunci când vorbim de rău, când bârfim cu o prietenă, fostul soț, copilul aude lucrurile acestea și el nu se simte în siguranță, nu se simte iubit, nu se simte apreciat, nu se simte văzut. E ca și cum vezi prin el, e o sticlă în fața ta și tu vorbești despre o persoană la care el probabil că ține foarte mult și pe care o idealizează și pe care o respectă foarte mult și de-abia așteaptă să vină ziua aia de sâmbătă să poată să joace cu tata. Pentru că totuși, atunci când vorbim despre tați, tați oferă altceva copiilor decât mamele. E adevărat că ne dorim să ofere toți în același fel, dar nu e posibil. Tați oferă mai multă interacțiune socială, mai mult joc, mai multă stimulare, ideea de a-ți crește încrederea în mediul social, te scoate, te împinge să mergi mai departe în activități, să faci alte lucruri. Mamele de obicei oferă foarte mult confort, siguranță, mâncare mai bună, dar mai degrabă mai sănătoasă, pentru că tații sunt aia care te scot în oraș și îți dau mâncarea aia gustoasă, care ține mai degrabă de fast food. Deci copiii își împart cumva plăcerile alături de mamă și alături de tată și copiii vor această interacțiune diferită cu celălalt. Așteaptă de multe ori cu nerăbdare să vină ziua aia în care să vină tata să-l ia. Și poate că nu trebuie să... Adică tații ar trebui să vadă mai mult decât haide să vin și să iau copilul să-l duc la mall că e ziua de vizită sau să... Bine, acum mai puțin cu pandemia asta, dar haide, iau copilul și facem lucruri împreună. Poate pur și simplu atunci când tatăl vine și spune hai să mergem la noi acasă, îi oferă copilului ceva neprețuit care nu poate fi cumpărat cu niciun ban. Și acolo e casa mea și acolo sunt în siguranță. Lângă tata sunt la fel de bine, sunt la fel de iubit, mă simt la fel de
bine primit și văzut și sunt ca și cum, da, noi ne-am despărțit, dar poate că relația mea cu tata chiar e mai bună acum decât a fost. Sau invers, cu mama. Poate că relația mea acum după divorț e mai bună acum. Și pot să văd, cum spun americanii, să fac din lămâi limonadă. Pot să văd partea bună a lucrurilor, fiindcă am parte de lucruri bune și într-o parte și în alta. Și nu se neagă existența acestui divorț și acestei despărțiri și a condițiilor diferite în care trăim. Nici nu încercăm să le îndulcim pentru că vrem, nu știu, cumpărăm, e... Am rămas în, eu cu copilul, acum îi cumpăr tot ce are nevoie, e un copil care e supărat, trebuie să-l fac fericit și îi cumpăr toate gadgeturile, tot ce poate să apară, tot ce există, cele mai scumpe haine, de ce? Păi să-mi răscumpăr greșeala față de el sau să-l fac fericit. Nu, viața este așa cum e. Noi în momentul ăsta avem două cămine și avem două familii. Poate fi chiar un lucru în plus față de ce ai avut și poate fi ceva bun și frumos. Da. Poate fi un plus. Pot să aduc, în loc de un minus, pot să aduc un plus acolo. Faptul că tu ai două familii acum. Uite, eu m-am recăsătorit și acum poate chiar ai un frate vitreg, știi? Sau o soră. Exact. Dar lucrurile astea poate să vină nu ca un minus, ci ca niște condiții adverse, ca niște pierderi pentru copil. Ce poate să fie ca un plus. Depinde cum pui problema, depinde cum reușești să setezi niște limite și să ai un contract suficient de bun cu fostul partener. Izolina Ricci chiar ne oferă în carte exemple de negocieri și exemple de contracte pe care putem să le folosim, apelând la un mediator sau la un notar care să autentifice acele contracte, fără a ajunge în instanță, astfel încât să putem să avem această garanție cumva că noi, partenerii care acum am ajuns în conflict, chiar dacă noi poate ne continuăm conflictul pe alte părți, putem să mergem mai departe ca părinți și să oferim această siguranță copilului că el în continuare are doi părinți și poate că deja are patru. Da. Sunt lucruri normale cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Din ce în ce mai mult, aceasta este realitatea în societatea noastră și aceasta este realitatea în lume. Exact aia am vrut eu să punctez. Faptul că cumva această carte sau aceste cărți vin ambele și pe fondul unui fenomen, a unei realități sociale pe care tu ai invocat-o puțin mai devreme, și anume faptul că nu știu dacă în urmă, să spunem, dacă poate în urmă cu 40-50 de ani, 60 de ani, această carte nu prea își găsea locul, dat fiind faptul că se divorța destul de greu. Din motivele pe care le știm foarte bine, mai mult ce țin de ordin cultural și social. Ori acum, existând această libertate și emancipare și ideea de a nu mai sta într-o relație toxică și abuzatoare și fiecare cu motivele pentru care ajunge la separare, iată, aceste cărți sunt, cum spuneai tu, două ghiduri importante. Iar Acasă la mami și Acasă la tati, bineînțeles, este mult mai mult despre copil, sunt anumite lucruri pe care copilul le poate înțelege, anumite exerciții pe care le poate face pentru a înțelege mai multe lucruri. Pune chiar și problema fraților și surorilor vitrege, pentru că vorbim de cupluri care se vorbim de persoane recăsătorite care vin în relație cu propriilor copii. Dar vorbim, poate că sunt copii mari, poate că sunt copii care se nasc ulterior după această nouă căsătorie, iar copilul este ajutat să înțeleagă, să-și înțeleagă emoțiile față de noi veniți în familie și față de ce s-a schimbat în relație cu mama sau cu tata și cum s-au schimbat condițiile lui de viață. Și este ajutat să înțeleagă și cum să pună problema și cum să ceară lucruri de la părinți. Și nu vorbim de a cere în sensul de a negocia recompense sau premii sau, nu știu,
tot felul de bunuri materiale. Vorbim despre a-și cere locul în acea familie, vorbim despre a-și regla emoțional relațiile cu noi membri sau cu mama și cu tata. Vorbim despre emoțiile sale în grupul lui de prieteni. Cum se cere la școală acum? Cum Cum e discută el? privit, exact, cum e privit. Poate pune el problema, cum poate explica el copiilor de o seamă cu el lucrurile astea? Cum poate discuta el cu bunicii, de exemplu? Sau cum poate discuta cu profesorii situația în care este? În ideea în care el astfel dobândește niște abilități pentru a gestiona această perioadă dificilă și evenimentele viitoare, pentru că un divorț nu este doar ceva care se întâmplă acum. Un divorț este ceva care îl va afecta pe foarte mulți ani de zile și probabil pentru toată viața pe acel copil. Iar el are nevoie de aceste abilități. Abilități de a vorbi despre el și de a-și construi un loc în lume. Așa cum este el, unic, special, particular, cu situația lui de viață, ar putea fi cumva se normalizează lucrurile, pentru că ar putea fi oricare situație de viață dificilă sau altfel. În situația asta vorbim de divorț, dar abilitățile cumva de care ai nevoie sunt aceleași. Să poți să pui problema, să știi cum să vorbești despre lucruri și să-ți înțelegi emoțiile. Dragii noștri, mulțumim mult, Gabriela Deniz, psihoterapeut, coordonator al colecției Parentaj. Am vorbit astăzi despre două cărți esențiale, două cărți publicate în colecția Parentaj ale autoarei Solina Ricci, Acasă la mami, acasă la tati, cartea copiilor, un nou proiect, dar și despre Acasă la mama, acasă la tata, dedicat părinților despărțiți, divorțați sau recăsătoriți, care își doresc... Realmente își doresc să construiască două case primitoare, două cămine, așa cum spunea mai devreme Gabriela Deniz, pentru copilul sau pentru copiilor. Cu gândurile bune pe care vi le lăsăm aici și cu mulțumirile pe care le adresăm Gabrielei pentru recomandările de carte, noi vă mulțumim, dragii noștri, că ați fost și de această dată alături de noi. Intrați pe site-ul editurii Herald, unde găsiți toate cărțile din colecțiile editurii Herald. Mă refer aici la noutăți editoriale, dar bineînțeles și la campaniile pe care noi le desfășurăm în momentul de față, campania De vorbă cu femeia din tine. Vă mulțumim foarte mult, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!